Bună ziua, dragi cetățeni! Bună ziua, stimată presă! Noi, deputații fracțiunii Platforma DA, am venit azi cu lucruri care, ca atare, au fost vociferat și în cadrul campaniei electorale. Vorbim despre modificarea Constituției, articolul 47, și vrem să demonstrăm că toate inițiativele noastre care au fost lansate în cadrul campaniei electorale nu au fost doar de dragul PR-ului, nu au fost doar tactica electorală și niște inițiative populiste. Există un program de țară, un proiect de țară care noi ne asumăm, cei de la Platforma DA, și indiferent de rezultatele alegerilor, vrem să implementăm în continuare, întrucât credem în aceste deziderate și suntem convinși că le putem atinge aceste obiective și mai ales cel care este legat cu nivelul de trai. Dacă articolul 47 al Constituției prevede că statul trebuie să garanteze oarecare minimum de existență pentru proprii cetățeni, atunci acest lucru trebuie să fie stipulat clar, nu vag cum acum, dar cu descrierea. Ce înseamnă acest lucru? Să nu fie asta doar o declarație sterilă, o idee declarativă. Iată de ce. Ideea cu care am mers noi în campania electorală, ideea cu care a mers candidatul nostru, că statul trebuie să garanteze pensiile și salariile nu mai mic decât minimum de existență în țară, așa cum eu e calculat. Și aici avem mult de lucrat la capitolul calculării minimum de existență, el nu se calculează tocmai corect, dar măcar așa cum el este, statul trebuie să garanteze. Iată de ce. Noi am elaborat și iată Dinu Plângău, deputatul Dinu Plângău este responsabil și autorul textului sub aspectul juridic. Noi azi, în numele fracțiunii Platforma DA, înaintăm această inițiativă legislativă privind amendarea Constituției la articolul 47, care propunem să completăm cu o propoziție foarte simplă, că niciun salariu sau pensie, cu excepția pensiei sociale, nu poate fi mai mică decât minimum de existență stabilit în conformitate cu legislația. Adică noi la moment avem 440.000 de pensionari care primesc pensiile sub minimum de existență. Noi mai avem încă în sectorul bugetar câteva segmente care nu au salariu peste minimum de existență, care la moment este puțin peste 2.000 în general și 1.765 de lei pentru pensionari. Iată părerea noastră că statul trebuie să-și asume acest angajament să garanteze aceste venituri minimale pentru populația, dacă într-adevăr are grijă de viitorul și dacă noi vrem să oprim politica genocidului social și exodului masiv. Aceste exemple, adică similitudini, sunt în mai multe țări. Recent, această normă a fost introdusă, de exemplu, în legislația Spaniei. Și este un lucru firesc. Și este un lucru realizabil. Dacă noi toți, deputați, guvernul, ne punem drept scop acest lucru, înseamnă că noi putem realiza
Putem discuta în cât timp. Putem discuta mecanismul. Dar asta trebuie să fie proiect de țară. Pensiile care primesc pensionarii noștri nu pot fi numite pensiile. Eu nu vreau mult să... Că cei de la sate care mă ascultă, ei cunosc foarte bine și probabil că curg lacrimi acum, când fiecare dată când vorbim despre pensiile. Că 1000 de lei, 1032 de lei pensie minimală, dar pensiile pentru dizabilitate de 600, de 700 de lei, nu este altceva decât genocid social. Pot foarte mult să vorbesc de ce s-a întâmplat așa, cum a fost mai ales la sate, cum a fost, avem nevoie de un program special de majorare a pensiilor, dar cert este una, dacă noi atâta vorbim despre pensii și așa de dulce promisiuni înaintăm în cadrul campaniilor electorale, haideți fără campanie electorală să ne propunem drept obiectiv, drept prioritatea extrapartinică, care nu aibă nicio tangență cu interesele politice. Iată, asta e proiect de țară, proiect social de țară pentru noi. Și punem termenul în cât termen, cât mai repede să-l realizăm. Pentru noi acest deziderat nu a fost unul electoral, repet încă o dată. Și noi azi, fracțiunea platformei, da, a semnat această inițiativă. Noi facem un îndemn către colegii noștri din alte fracțiuni, indiferent din care fracțiune, că aici chiar este un proiect de țară care vizează pe toți cetățeni. Avem nevoie de 34 de semnători. Timp de 10 zile, cred că termenul suficient, așteptăm. Proiectul va fi la noi, la fracțiunea, persoana de contact Dinu Plângău, și noi chiar azi o să transmitem la toate fracțiunile în formă electronică acest proiect. Așteptăm semnăturile colegilor și ne asumăm toți împreună, fără că să împărțim pe urmă laurele, reușim. Dar ne asumăm asta ca proiect de țară. Și asta este îndemnul fracțiunii Platforma, da, către ceilalți colegi. Am vorbit, haideți să dăm dovadă că nu doar în electorală ne pasă pe noi și nu doar de dragul populismului facem acest lucru. Iată, campania aproape s-a terminat, revenim la problemele oamenilor, revenim la grijile cotidiene, dar problema pensiilor și salariilor este problema numărul unu și acest lucru poate confirma orice persoană care în această campanie electorală s-a întâlnit cu oamenii. Noi, cei de la Platforma, da, am început să realizăm programul nostru de țară, indiferent de scorul care am primit. Pentru noi este obiectiv major. Și câte voturi n-ar fi pentru noi, noi nu vom dezici, nu vom renunța de la acest program. Asta ceea ce am vrut să vă spun. Rog pe colegul meu Dinu Plângău să mă completeze, după care noi o să ne ducem să transmitem acest proiect la toate fracțiunile. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Deci acest proiect face parte dintr-un program mai amplu pe care noi l-am numit un program de combatere a sărăciei în Republica Moldova. Evident, în acest program nu este vorba doar despre modificarea Constituției la articolul 47, dar asta este un prim pas, cel mai important pas, reieșind din doleanțele cetățenilor. Cum a spus domnul Slusar, noi avem sute de mii de cetățeni care trăiesc sub minimul de existență. Pentru a combate acest genocid social, pe care noi îl considerăm genocid social, noi trebuie să trăsăm niște linii roșii, peste care statul și autoritățile statului nu trebuie nici de cum să treacă. Lucrurile sunt mai mult decât simple. În viziunea mea, cu cât capacitatea de cumpărare a cetățenilor este mai mare, cu atât și progresul economic în Republica Moldova va fi mai mare. Pot să vă dau o sumedenie de exemple, dar cred că aceste lucruri sunt arhicunoscute de toată lumea. În contextul în care noi avem sute de mii de cetățeni care trăiesc sub minimul de existență, cu atât mai mult este important suportul concetățenilor noștri aflați peste hotare, care trimit acasă bani părinților, buneilor, ca aceștia din urmă să poată supraviețui, pentru că cu 1000 de lei în Republica Moldova nu poți trăi.
Tu poți doar supraviețui și să aștepți mila, fie din ajutoare sociale, fie din alte lucruri, împrumuturi sau din repetențele rudelor care sunt și lucrează peste hotare. Evident, al doilea plan pe care noi l-am propus, fracțiunea platformei DA, platforma DA în cadrul acestui program, a fost plafonarea salariilor și pensiilor exorbitant de mari. Ce înseamnă asta? Sunt în Republica Moldova instituții care demnitarii cărora primesc 10.000 de lei salariu nejustificat. Tot asta face din cadrul unui program. Dar astăzi, concret, venim cu un plan din programul acesta mai amplu de combatere a sărăciei, care se referă la modificarea articolului 47 din Constituție. Introducerea unei fraze care intră în spiritul textului constituțional. Și evident, acest apel l-am făcut deja de câteva ori, pentru că proiectul este gata deja de o lună de zile. Până în momentul de față, noi am primit tăcere din partea celorlalți deputați, din partea celorlalte fracțiuni, în condițiile în care acestea se află în campanii electorale și promit marea și sarea pentru concetățenii noștri. Oriunde noi participăm în campanie electorală, oriunde am avut ocazia să discutăm cu cetățenii, toți au cerut acest lucru. Și toate partidele au promis acest lucru și nouă ne este inexplicabil de ce ei nu vin să semneze un proiect concret care ar rezolva o problemă majoră pentru Republica Moldova. Evident, în cazul în care în termeni rezonabili suntem în campanie electorală și justificarea altor deputați sunt că ei sunt în campanie electorală, fac agitație electorală, în termenii rezonabili până la finisarea acestei campanii electorale, dacă colegii noștri deputați din alte fracțiuni parlamentare nu vor dori să susțină acest proiect, ne-am abandonat toate aceste zile cu echipa de juriști a Platformei Demnitate și Adevăr și am pregătit un plan B. Prima etapă din realizarea acestui proiect o veți vedea luni, ca prima etapă când vom ieși în fața presei și vă asigur că vom avea câștig de cauză 100% ca prima etapă, vă vom anunța pașii următori. Cert este că noi facem tot posibilul și eforturi mai mult decât sunt în capacitatea noastră pentru a realiza acest proiect. Cum și vă asigur că îl vom realiza într-un final. Cum o să aflați curând, mai dăm termen rezonabil celorlalți deputați și fracțiuni parlamentare să vină să semneze, pentru că procedura legislativă este mult mai simplă decât alte proceduri pe care noi le-am identificat pentru ca acest proiect să aibă viață, pentru ca niciun cetățean din Republica Moldova să nu aibă venituri mai mici decât minimul de existență, ceea ce constituie 2057 de lei. Și a doilea plan, evident, pe procedurile legislative, noi deja le-am înregistrat și așteptăm Parlamentul să se întrunească în ședință plenară pentru a realiza acest plan al nostru de combatere a sărăciei, vom anunța care este planul următor în cazul în care, așa cum ultima lună am primit doar tăcere și răspunsuri evazive de la ceilalți colegi deputați din alte fracțiuni, vom anunța săptămâna viitoare cum vom proceda în continuare pentru a realiza acest proiect. Și avem o soluție sigură pentru realizare mult mai complicată, mai lungă ca timp și mai lungă ca efort, dar vă asigur toți cetățenii că noi nu ne dezicem de proiectele noastre, indiferent de pe ce poziție suntem, și vom duce până la bun sfârșit aceste lucruri. Așa cum cetățenii noștri știu că când ne-am apucat de un proiect, ne-am asumat decizii, ne-am asumat programe pe care am făcut tot posibilul să le realizăm și multe mi-au reușit, unele din cauza lipsului de suport, iarăși din cauza deputaților mai puțin cinstiți care promit, dar care nu fac, nu ne-a reușit, însă acest proiect îl vom duce până la bun sfârșit. Săptămâna viitoare vă vom explica cum. Eu vă mulțumesc. Vă dorim o zi cât mai frumoasă.